A, vreau să te întreb, am văzut în documentație despre tine o chestie foarte tare, că te-ai operat de apendicită fără să ai apendicită. Asta e o poveste din copilărie. Deci mi se pare foarte tare este că ai, foarte te-ai operat tare. Ca să stai acasă. Da, eram în primul an de studiu aici la București. Îmi era teribil de dor de mama, tata, copilărie, Timișoara, prietenii din fața blocului. Și la un moment dat, colega mea de clasă, de bancă, a lipsit vreo 3 săptămâni de la școală. Și când a venit în prima zi, am întrebat-o, auzi, dar ce ai făcut tu de lipsit așa de mult? Operație de apendicită. Și cum se manifestă? Păi cam așa. Brusc am avut criză de apendicită. Au! Au, au! Mama a fost sunată de urgență, a venit de la Timișoara 8 ore cu trenul să ia copilul că este bolnav. M-am dus la spital, m-am prefăcut. M-am prefăcut. Mama ta știe, nu? Între timp a aflat că te-ai prefăcut. Mama a aflat ulterior povestea, dar nu i-a venit să creadă. Și te-a operat? M-a operat. Deci un doctor te-a operat fără să n-ai nimic? Un doctor m-a operat fără să am nimic. În afară de asta, fii atentă, după operație, după anestezie, m-am trezit și am verificat să văd, să fiu sigură că sunt operată, ca să stau cele 3 săptămâni la Timișoara cu prietenii. Și ai stat 3 săptămâni? Am stat 3 săptămâni, am fost happy. Deci Silvia s-a operat fără să fie operată, asta e foarte tare.